Etapă cu ghinion pentru viitorul Târgu Frumos. În a doua etapă din retur, echipa târgoveților a pierdut primul loc după ce a înregistrat un eșec în deplasarea de la Mircești, unde a pierdut cu scorul de 2-1. Contracandidata la titlu, formația Rapid Dumești, a profitat de pasul greșit al celor de la Târgu Frumos și a câștigat partida în compania echipei din Lespes, cu același scor de 2-1. În cadrul aceleiași competiții, CSM Pașcan se zbate la retrogradare după ce a mai pierdut un meci acasă cu scorul de 3-1. În Liga a 5-a, Seria a 3-a, echipa pretendentă la titlu, Stolniceni, a câștigat acasă în compania celor de la Spicul Heleșteni cu scorul de 4-1. O victorie nesperată s-a întâmplat la Moțca, unde echipa din suburbia Lunga Pașcani a câștigat în defavoarea celor de la Moldova Cristești, care au pierdut cu scorul de 5-3.